facem, cameramanul mai aproape. Deci, deocamdată a continuat discuția de ieri, care a fost întreruptă datorită a două motive. Unul, că se așteaptă un telefon de la reprezentantul, deci de la șeful firmei Sodex, care nefiind în România, fiind alt spus orar la Paris, nu a putut fi încă contactat, dar este foarte probabil ca să se rezolve. Nu, mă refer la partea de bunuri. Pe partea de bani, deja am înțeles că s-au făcut statele pentru suma de 300 de lei care a fost promisă. Acestea o să înceapă să vină în cursul zilei de astăzi, deci la garantii, presupun cel puțin. Deci aici este prevăzut în procesul verbal, dar nu s-a încheiat încă tot procesul verbal, va continua după ce directorul general a fost solicitat să se ducă din nou la CEO, acum de dimineață, a spus să-l așteptăm, dar nu aveam niciun rost, deci m-am înțeles cu ceilalți că în momentul în care se va întoarce, să ne sune și ne întâlnim din nou acolo, că nu știm exact ora, poate va dura cel puțin 3 ore, este sigur. Și continuă. Deci o să avem între timp probabil și răspunsul celor de la Sodex, astfel încât să se poată da conform înțelegerii care s-a făcut ieri și cele bonurile respective, de 600 de lei plus un rând de bonuri de masă. Deci așa a fost înțelegerea și înțeleg că vrea să-și o respecte. Dacă nu se va putea da din pe promisiuni, adică pe plata la sfârșitul lunii, cum s-a înțeles de principiu, atunci noi vom insista în continuare să le dea și pe bani, dacă colegii mei vor fi de acord. Asta este situația. Mai mult nu vă pot comunica deocamdată, aștept și eu să fiu sunat când o să fie vorba de negocieri în continuare. Deci mă refer la toate sindicatele și implicit liderii de lucru, pentru că au fost de acord. Majoritatea a fost cu mine, a fost când s-a discutat. Da? Să ne spuneți, ce faceți? Sunteți tot în greva foamei? De când? Suntem de la alteri, deci nu știu câte ore suntem. Mă numesc Crețan, sunt Crețan, lucrez în Romac de 27 de ani de zile, făcuți pe muchie, și protestez și am intrat în greva foamei deoarece drepturile mele salariale nu mi s-au dat din luna mai. Am rate, am copii, rate la bănci, curent. Au venit cu sesizări că îmi vor tăia curentul, iar banca nu mai spun. Am intrat în baza de date pentru neplata ratelor de 3 luni de zile. Vi s-au promis 300 de lei. Ce fac cu 300 de lei în momentul în care eu am 286 de lei curentul? Ce fac eu cu 200? Diferența, ce pot să iau eu de diferență? Spuneți dumneavoastră, dacă dumneavoastră de diferența de 14 lei pot să iau ceva, două pâi sau ce pot să iau de asta? La copii ce să dau și muierea ce să fac cu ea? Vine regia. El în loc să-mi dea banii pe regie, vine pe partea înaltă și mi-a penalizări. Păi dacă tu nu-mi dai banii, la ce mi-i mă penalizări? Că tu nu mi-i dai, că tu ești regie. Tu nu mi-i dai de 60 de ore sau câte boli? Deci în jur de 48 de ore de greva foame. Și nu vom pleca de aici până în momentul în care nu s-o rezolva. Nu cerem alte drepturi decât să ne dea drepturile noastre salariale. Deci să respecte legea. Dacă legea e pentru ei, legea e și pentru noi. Să ni se dea ceea ce e al nostru și să facă ce ori crede ei cu combinatul, pentru că știm că se va închide. Așa s-au zis. Deși domnul Ponta a promis cu domnul deputat Traicu că și copiii, nepoții, deci nepoții mei, vor munci aici. Ceea ce nu se va întâmpla dacă eu nu reușesc și nu voi ieși la pensie din acest ran după 27 de ani de combinat, deci copiii mei n-au, sau nepoții mei n-au cum. Dacă eu nu ies, ăia nici atâta nu pot să muncească aici. Uite, îmi plânge fata acasă, că cum vă simțiți după atâtea ore de greva foamei? Cum credeți că mă simt? Ieri de 3 ore a venit salvarea, am fost și la spital. Am documente. Tensiunea 190/110, glicemia 198. De stres, de nervi, că nu mai știu. A venit cineva să vă convingă să renunțați la această formă de protest? Nu, nimeni n-a venit.
nimeni, dar nici nu vreau să renunț, nici nu aș renunța. Nu renunț. E dreptul meu. E dreptul meu și aici voi sta. Aici voi sta. Mai vine Salvarea și azi, mai vine și mâine, și duminică, în fiecare zi poate să vină. Nu plec de aici. Păi ce facem cu 3 milioane? Nu prea ajung bani. Ce facem? 3 milioane? Ce sunt 3 milioane? 3 milioane. Apropo de chestia asta, contribuțiile, deci banii la contribuțiile sociale. Da, dar asta nu rămâne în sarcina companiei, chiar dacă nu sunt plătite. Nu, tot... mă, că zis ăla că... Vorbește cu tine. Da. Le plătesc pe astea. Da, le plătesc, auzi că le plătesc. Nu, e chestia asta, ne dă drepturile salariale. Până nu ne dau drepturile noastre salariale, noi nu plecăm de aici. Nu părăsim aici, aici stăm, în cortul ăsta. Nu să plecăm. Cum vă simțiți? Deocamdată mă simt mai bine un pic. Deocamdată. Mulțumim. Cum vă cheamă? Dascălu Marian Florin. Sunt în greva foamei de azi noapte de la ora 2. Ah, deci am în greva la ora 2. Eu de azi noapte de la ora 2 sunt în greva foamei, dar eu am fost și de serviciu și am fost de serviciu. Ce vi s-a promis și în ce măsură vă mulțumește? Da, deci acest protest spontan durează de astăzi, este a treia zi, da? În prima zi a venit directorul nostru cu o promisiune că probabil da directorul mare, directorul administratul special sau directorul general, cum vreți să spuneți, că ne s-ar da 11 milioane, o sumă fixă. A doua zi, deci ieri, joi, a picat chestia asta cu cele 11 milioane și se merge pe faptul că vor să dea niște bonuri cadou restante cu bonurile de masă și o sumă de 3 milioane fixă. Ca să fie în total cele 11 milioane. Dar problema se pune în felul următor. Banii care mai stă în regie nu se pot da, deoarece avem nevoie și de cărbune. Directorul mare este plecat acum din nou la CEO, Complexul Energetic Oltenia, pentru a încerca să facă rost de cărbune până la sfârșitul lunii, când am înțeles de la guvernul să vină cele 25 de milioane promise. Da? Iar acum noi așteptăm, suntem la mâna celor de la Sodex, care ne-a promis că s-ar putea să ne dea bonuri, da? Să ne dea tot așa în avans, probabil, și 3 milioane sumă fixă. Cam asta este tot. Restul, asta este forma de protest spontană, continuăm, nu avem să facem. Sunt oameni în instalație, au fost oameni de 48 de ore în instalație, n-au mai putut, s-au mai schimbat, acum sunt alții care deja sunt de 16 ore acolo. Și guvernul trebuie să înțeleagă foarte clar că aici este un pericol și un pericol foarte mare. Deci nu ne jucăm cu H2S, cu gazul. Nu ne jucăm. Oamenii au fost răbdători, oamenii au rate la bancă, oamenii au rate, au copii la facultate, au copii la școli, se apropie acum anul școlar, da? Da? Noi ne luăm concedii. Avem dreptul după un an, nu avem bani. Uitați-vă, sunt salarii neplătite de două luni. Aproape trei luni. Numele dumneavoastră. Da, Doru Boariu mă numesc. Mulțumesc.